Hai să-l faci o selecție la Novak și bine v-a găsit un nou episod. Astăzi ne vom juca Gangsta Neo Alliance. Nu știu dacă sunteți veterani acestui canal, dar n-am avut niciun abonat și mă jucam Gangsta Neo Alliance. Mă jucam pe live-uri, dar din păcate nu mai apar live-urile respective, că s-au sters că sunt din anul trecut sau viitor. What? Timea ok de 3 și... Acum am o husă. Mi-a dat o husă la telefon și sper și s-ar trebui să nu se mai atingă microfonul. Primam cu do recorder. Știți? Aici avem Gangsta Neo Alliance, cam vremele bune. Și hai să dăm pe play. Avem caracterul ăsta, jocul e terminat, 100%. Am terminat povestea jocului, dar mai sunt câteva misiuni, quest-uri, bla bla bla, dar nu le fac pentru că mi-mi place povestea principală. Deci, să trăim aici cu caracterul meu care, dacă jucați și voi jocul ăsta, nu știu dacă puteți să-mi dați CRD, dar mă cheamă Gangsta nu știu ce, dacă vreți, dar nu cred. Alexandru, mă cheamă Alexandru și, da, vedeți mai multe detalii, am level 9, cred, da. Dar și level 9 și păstrez hainele astea mai mult de da, astea îmi plac mie, pantalonii ăștia și da, un fel de GTA jocul ăsta dacă n-ați auzit de el, un joc făcut de Game Love, după Gangsta Vega s-a urmat acest joc și l-am așteptat și mereu mi-am dorit să-l joc și uite că acum pot să-l joc. Bine, din 2000, când a început anul ăsta am putut să-l joc, dar acum am pe primul telefon și pot să mă joc când vreau acest joc, deci hai să furăm o mașină. Mi-e și frică să nu se audă microfonul, deci, dar acum nu mai ating telefonul, deci nu o să fie vreo problemă. Și jocul ăsta are niște muzici și de șmechere, dar sper că m-am ajut până acum, că na, iar trebuie să te fac poze. L-am terminat jocul, mamă, tot să ne plimbăm, o să mai discutăm acest joculeț, dar am vrut să vă duc aminte în vremurile bune, mai mult tipul ăla englez o să mă știe. Pentru că el a fost prieten cu mine de când a început canalul de YouTube și el făcea Gangsta Neo Alliance și eu i-am comentat că eu atunci comentam la ruși și spamam și primeam bloc, spamam cu LLL și da, cu literele animele ale cifrii și l-am găsit pe el și a zis bine ai venit în live, am văzut bine v-a găsit în live și după aceea am văzut că m-am prietenit cu el, vă bă pe apel. Stai că să zic ceva la prietenul meu. O să vorbim momentan. Stai cum. Să-i spun ceva. Ca de obicei. Stai că zic. Ok, deci hai să continuăm. Ignorați că m-a sunat. Sper că nu s-a dat sunetul butare. Nu s-a dat. În fine, hai să continuăm, deci... Stai să închid asta. Gata. Și acum hai să continuăm, deci... Nu toți sunt veterani acestui canal, dar i-am început canalul și l-am conceput cu acest joc, pentru că pentru el am luat până la primul telefon, bine, dar nu era al meu, dar... Vreau să-l joc, să-l încerc și da. Asta tare mi-a plăcut încă l-am terminat. Numai că am avut un truc. Cu mașina am terminat tot jocul. Până la final jocul tot muream și am găsit o tactică că pot intra în garajul acela și omor pe inamici cu mașina. I-am încălcat, i-am omorât pe toți și așa am terminat jocul. Și pe ăla care toți l-au omorât la final jocul, tot cu mașina l-am încălcat. Pentru că era imposibil și imposibil de greu era la finalul jocului acest joc și până la am găsit o tactică. Nu sunt așa... N-am ce știi ce levă că am terminat jocul, am terminat povestea, dar na. Încă puțin capul și grafica nu pot schimba în jocul ăsta, dacă vă întrebați de ce e grafica lău, nu o pot schimba, pentru că mulți se plângeau de chestia asta că au telefoane bune și nu pot schimba grafica, dar asta e, jucăm cu grafica jocului și jocul ăsta are o hartă măricică, nu pot zic mare. Și o să ne plimbăm, o să mai ne distrăm pe acest joculeț. Pentru mine este un joc care mi se pare un joc nostalgic pentru că l-am jucat
De când a început canalul, aveam și poză de profil din jocul ăsta. Apoi am schimbat-o în timp și am... Iar după poza aia cu aia, am schimbat-o și am pus-o pe alta, apoi am schimbat-o și am pus-o iar pe asta. Și cred că asta o să rămâne, pentru că simbolizează mai mult numele canalului și... Da, vreau să simbolizeze. Ok? Bun, deci hai să continuăm aici cu zocul nostru. Mergem, ne plimbăm și noi să vă harta. Acum suntem aici, dar... Dacă vreți, o să fac quest-urile astea ca să pot să dau raiduri. Dar na, apoi... Dacă nu mai zoci, nu mai zoci deloc zocul ăsta, o să-ți dea raid și... O să mi-a furat toate teritoriile, nu mai am nici măcar un teritoriu și asta nu-mi place în jocul ăsta. Pentru că trebuie să-i omori pe aia de 1000 de ori, parcă zici că au vieți infinite, frate. Și pe ăsta mereu îl sacrific la viață și nu-l omor. Bine, nu pot să-l fac o alegere, dar să repetă misiunile și în jocul ăsta, de aceea mă plimb. Pentru că n-am vrea să fac o misiune de 1000 de ori, pentru că am zis, am jucat jocul ăsta foarte mult timp și m-am conectat cu contul ăsta care știți și voi, ca Alexuca, care e contul meu care l-am terminat jocul, adică acesta care joc acum și jocul ăsta are sălbăticii, are jungle, suntem în New Orleans. Și practic în viața reală în Statele Unite știi că în Statele Unite ale Americii sunt foarte mulți drogați pe New Orleans, foarte mulți care vând droguri pe aici. Și de a vine acțiunea în acest loc, pentru că sunt mulți criminali. Și în Vegas sunt mulți criminali și de aia s-a inventat și Gangster Vegas, nu? Unii zic că Gangster New Orleans și o copie de Gangster Vegas, dar Gangster Vegas a fost creat tot de Gameloft și asta tot de Gameloft. După Gangster Vegas a rămas partea asta a zocului și zocul ăsta se repetă caracterul care a jucat în celălalt zoc. Platic vine de tu portaș și vine în New Orleans. Aici sunt misiuni cu zombie. Zocul ăsta nu prea se updatează. Gangster Vegas... Ba da, dar Gangster Vegas mereu se updatează cu update-ul din viitor, cu nu știu ce mașini. Zocul ăsta nu sunt mașini din viitor. Probabil o să fie, dar nu prea se ocupă de zoc foarte mult. Dar nu prea mă deranjează, pentru că nu vreau să stric și cum ca și pe Clash Royale, nu? Cu 1000 de update-uri prea stufoase. Am filmat 7 minute, a trecut destul de repede. Și acum am și husă, cum am spus, o husă gen cărticică. Și da, nu să zgârie telefonul, dacă cade nu să strică și na, asta e avantajul. Deci, da, și aici avem benzinăria noastră, cea de toate zilele. Și o să jucăm și Clash Royale pe canal, o să continuăm share-a. Și s-ar putea să vadă puțin lag pe că filmez, dar nu o să fie foarte mult. Ok. O să facem mai multe episoade pe telefon. Am pregătit pe PC un episod cu Mafia 2 și... cu GGT-a cea neata Nuax. La început nu o să audă, dar n-am încercat să fă, n-ai cât să fă. Acum suntem prin zunglă, pe aici, prin sălbăticii. Sper să audă sunetul, Doamne ajută, să audă bine microfonul, pentru că am avut probleme. Deci cam asta a fost episodul. Ok, ce zice aici? Doc Gazou. Cam asta a fost episodul. Am fost Alexandru Novac și ne-a zis data viitoare. Ciao, les!